Dacă vrei jocul Jmecherile de căciuni intră chiar acum pe Neba și folosește codul Bercea pentru 3 la 8, reducere, pam pam. Salut, amici mei, bine v-am regăsit la un video foarte special, cel puțin pentru mine, pentru că astăzi o să vedem cum a fost anul 2021 pentru Bercea. Suntem Bergea. aici alături de amicul meu și haide să vă prezint. Este un site care uh, îți accesează canalul și el vede toate statisticile tale, vede Auliu. cum a fost anul, dacă a fost un an mai bun, dacă a fost un an mai prost, așa că haide să Cred vedem. Că mai prost. Amice, uh, cum crezi că a fost 2021 Mai prost, pentru amice, mine? mai prost. Mai Dar prost. Ca, să fie, ca să intrăm mai bine în 2022, apăsați chiar acum pe butonul de like să strângem ni -ă, niște like-uri și să vedem cum a fost anul ăsta. Nu, sper că nu... Amice, sigur, asta. lucru bun a fost cam un milion de abonați, da, hai să zicem. Hai să dăm aici click to start. Deci dacă apăs pe start, el o să ne zică exact cum a fost anul acesta. Amice, ești pregătit? Misugi? Nu suci? Nu am Hai să-i dăm. Aoleu! Aoleu! Aoleu, stai așa să dau Mai încet asta. Băi, băi, cet, că se aude. Hai să bă. ne cam ducem înapoi. Cam Fii atent, în amice, ianuarie, că amice. ne ducem înapoi. Auliu. Cum în ai început 2021? 909.000 de subscriber, 301 milioane de 000 Așa, de stai zi. așa. Top 3 Uploads of 2021. 226.263.000 cu hack și... Eu de aici ăsta de zis tu de mi. De mi. Da, cu că... Da, haide că vedem după. Bă, dar îmi place treaba asta, ia să vedem. Mamă, minus, minus 42. 42. Amice, ce zis ai amice? Bă, ești nebun cât a scăzut. Dar... Dar ai făcut un milion de abonați, sigur. 91 de K, vizualizări, aplauduri... Plus aplauder. 65 de milioane. What a year. OK. Deci ei acum ne prezintă cum a fost anul. haideți să recapitulăm de la capăt. Deci, o luăm așa, ne întoarcem pe 1 ianuarie 2021, În cam 21. Da. cum a început? Aveam 909.000 de abonați. 301 milioane de vizualizări pe, pe total și 4000 de clipuri urcate, Concern. da? OK. Dupa, ne uităm la top clipuri. Locul 3 a fost clipul ăsta, care, uite, îl avem chiar aici, amice. lui Asta a fost un clip de reacție pe, dacă nu mă înșel, pe Instagram cu amicii mei 3. Ok, o să uh. dau asta puțin mai tare, nu mai puțin, ca să și vedeți care a fost treaba. asta stai așa, că nu se oprește muzica de la asta, cum fac? Nu știu ce are, probabil... Uh... Nu știu dacă mai poți. Da, nu știu dacă mai pot. Dar oricum a fost un clip de reacție, am reacționat la clipuri de pe Instagram, de pe Insta. eu aici cu amicul, după cum vedeți nu aveam lămpile, clipul a fost pe 3 august 2021, 21 nu de mii de like-uri, nu știu câte dislike-uri, ne-am dezactivat, nu YouTube mai apare. a dezactivat, nu mai apare. Și am reacționat eu cu amice, am râs foarte mult, de asta probabil a fost și așa de bun, am râs foarte mult amice, dar a fost, da, chiar a fost un clip bun, deci cred da, a fost, că a fost, -a, a fost plăcut. un clip care a reușit. Locul cu numărul 2, ăsta chiar nu mă așteptam să fie aici, i-am prălat știu, cu m-am certat cu ei. Pindere. Asta nu mai știu ce mi-ați făcut. Bă, a, de m voi, da. 1, da, cu pistoale, da, m-ați da. Un clip pe 5 ianuarie. Băi, ești nebun, amice? Uh. Clipul ăsta a fost postat e chiar, la chiar, începutul anului. Chiar la în începutul anului, da. Uite, 5 ianuarie. Așa a timp să facă cei drept. 5 ianuarie. Înseamnă. Da. Uh, ia să vedem. 5 ianuarie. Bă, da, ia să mă uit. 18.000 de like-uri, lumea mă înjură pe aici, probabil. Doar în Mi se pare că ți le arată pe ultimele. Nu știu dacă ți le arată pe ultimele. Da. Mai da. Lui. Uite, Dar oricum, nu mă așteptam, deci nu mă așteptam mm. sub nicio formă. Eu m așteptam să, fie intru. vreun, vreo forză ceva, sincer. Vreo, vreo forză ceva? Da, clar. Da, Nici o forză, da, nimic. Bine că... Uite și tu ce păr aveam. Aici aveam camera oricum. Uite. Deci asta e 3, 2 și hai să vedem și locul 1. Bă, da. O, bă, da, -o, -o, o să l -o l -o -o pe aia, muzica. Da, bă, gata. S-a dus nimic. Uite. Deci asta a, a, a fost clipul ăla. Cu muzică. Că nu să... este ca și cum mi se refreșează viața. Ne certam noi pe aici. auzi tu ce? Freza avem. Bă, aveam. ultimul glonț, ultimul glonț, mi-a auzit bă. Ba. Și avem clipul cu numărul 1.330.000 Bă, că am slăbus, să vă zic sincer. Bă, pentru un întreg an, pentru un an, întreg an, de care. bine v-am la un nou video pe aici. 7 mai. Amice! Aici încă nu mă întusese, fii, a, atent! Amice, salut fraților, să să tot scuze de ecou pentru că avem ecou. Aici aveam, bine, încă doar ce am schimbat camera, eram aici cu Betty. Că vin sărbătorilor, băieți. Am făcut un concurs de mâncat cu KFC. Clipul ăsta, jur, nu mă așteptam să ajung așa și mai ales pe locul 1. Să vă spun și de ce. Clipul ăsta, când a plecat, a fost foarte, foarte prost nu știu, a făcut maxim 50 de mii prima zi pentru potențialul lui. Și ca să vezi că după aceea a rupt, a făcut 330 de mii de vizualizări. Sincer, nu mă așteptam. Un clip bun. Un clip bun aici. A. De Ștefan Ghe. O să mă urez și Ștefan Ghe ceva după. Bă, amice, Când cam astea au fost uh, cele trei clipuri cele mai bune ale mele, deci am început așa și ia să vedem după. Mama, aici e, mi-e rușine. De, în 2020 ai am avut făcut 160.000 de, 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 de abonați. De de abonați. Bine. Bine. Și încă a fost un an, nici foarte wow la abonați, 2020-ul. am scăzut 2020, de, la, de la 98 de milioane la 65, la 65 de milioane. De Bă, sincer... Dacă nu era să fi venit acum școala, bine, avea cum să nu vină, dar să zic așa, și YouTube-ul s-a schimbat, adică marea scădere a fost acum pe final de an, în ultimele trei luni, cred. Da, acum a fost, -a a fost și o... oricum, amice, 2020 a fost și anul cu prima dată când a da, apărut cu... nebunia. Și, și da. Cu, da, cu aia, dar ideea este că, oricum... Bă, m-am menținut bine și pe 2021, având în vedere că s-au mai reglat chestiile, dar vă repet, -a eu, zic și că... TikTok-ul pe 2021. Da, dacă nu, e, nu, pe 2020 a fost TikTok-ul, dar ideea este... Da, dar pe la final, amice. Acum s-a resimțit Amice, da, da, fii atent. E și o altă chestie. uite te câte clipuri am postat în 2020 și câte am postat în 2021. Că dacă te obligă YouTube-ul să pui mai puține Deci ca să vă dați seama, YouTube-ul S-a făcut oarecum ca din ce în ce mai mult te face să postezi din ce în ce mai puține Bă, clipuri. Să vă explicăm în 30 de secunde. Da. Înainte, oricâte clipuri ăsta puneai, atâtea notificări ce se trimitea, Acum la fel de le recomanda. Acum nu mai e așa. După te-a obligat la două. Orice sărea de două, nu-ți mai trimite efectiv notificare. Găseau ei un, un fel să ți-l îngroape. Și acum, ușor, 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 se face tranziția între 21, deci în curând o să punem totul un videoclip pe zi. Da, adică ușor, ușor nu mai poți, nu te mai lasă platforma, ți din recomandări da. și nu se mai merită oarecum. Adică exact. pentru ce? Da, bine, nici cu un clip uneori nu, pe încă nici noi nu știm, dar ideea este în felul următor. YouTube-ul clar este într-o cădere, nu neapărat în noi, că dacă te uiți la toate canalele posibile, nu avem acces la alte statistici. Dar, dacă cred că 99% din canalele mari din toată lumea sunt în scădere, pentru că amice, eu îți zic sigur. Știi marea, marele impact pentru care CPM-ul a crescut. Mai puțini utilizatori pe platformă, același număr de reclame, înseamnă că trebuie să bage mai multe reclame da, pe clar, Așa că băieți deci cam asta a fost. Utilizatori. Deci gândiți-vă că am scăzut cu aici Unde deci mai... 40 Am medie. pus clipuri aproape de jumătate. Clipuri nu, aproape am la 40%, hai să zicem la, 100%. Da, ai pus 60% din cât ai pus în da. anul 2020 Adică am fi putut să mai urcăm, dar nu cu mult cu vizualizările, dacă postam mai multe clipuri, nu cred că erau Dar dacă era să nu de fi gen YouTube-ul să-și fie schimbat acum pe final de al, algoritmul care l-a făcut foarte slab Nu știu ce a făcut, dar mă rog da, cred, că, că de la cred că mai mult de la 25%. maxim 25%, eu zic că undeva da, la 20%, dar asta este și hai să vedem la finalul anului, bine mai sunt vreo 9 zile, 10 zile, 10 no, zile mai, Nu se mai schimbă noi. mare lucru Nu se schimbă mare lucru, am făcut uh, 7,3 milioane de like-uri like În total bă, sau uh, bă, nu, pe anul ăsta uh, Nu, cred că în total totuși uh, în, în total, 7 milioane de like-uri în total Aproape 200.000 de comentarii. Aproape 200 de mii de comentarii. Share-ul 36 yeah. de Bă, cam puține share bă, eu da, share. Bă, să știi că ia mai băgat. Dar ia uite-te, amice, la ore ur -ur -ur urmărite. O, o are, 7 bate... atenție, ore, atenție, deci, ore. 7 milioane deci, sunt, Da, deci eu zic că aici e foarte bine. Câte vieți de om sunt acolo, amice? Nici nu vreau să-mi imaginez. Deci fii atent și tu. Și la am mai adăugat 970 6, 6 milioane, de clipuri. 970 de clipuri. Avem, ai aproape 5.000 de clipuri urcate, amice. 5.000, amice. Amințe, de numai, de numai dacă, dacă facem mulțit cu 20 de minute și sunt 10.000 de minute amice dacă împarți la 60 amici, sunt undeva la. nu știu, 1000 că, jumate de ore că, că, că mi-e frică să mi mă, mă gândesc. Ia să vedem mai well, la așa. Bă, Cred că bine. Sincer, a fost un an ok. O să fac eu un video în care o să vă explic. Uh, de ce anul 2020 pentru mi a fost un an și prost și bun, adică a fost un an foarte bun financiar pentru mine. Da. Dar pe celelalte planuri a fost Pe total, da. Per total fost, am avut foarte multe am așa, necazuri, am. foarte multe belele, și nu numai noi. Nu numai da, noi, fost, dar am, am avut și câteva general. chestii, da. O să fac un video în care o să vă spun toate problemele, gen am avut tot felul de probleme de la probleme în familie, de operații și așa mai departe. Dar da, a fost da, e fete, în stare cu jos de altceva. Băieți, am prins aici o eroare. Ia fiți atenți și da, voi. Bă, chiar că ăla chiar făcuse bine, țin minte. Gen, gândiți-vă că singur, acest clip e. a fost acum 11 luni. Concurs de munca da, și-a urmat. 11 ianuarie. Și nu l-a luat. Ia stai așa. Alt clip mai bun. Și asta de ca. Hopa. Ce mama lui, bă? Bă, ba nu, bă, ăsta, bă, ăsta fă, nu. nu ăsta ă? n-a fost. Nu, 30 decembrie. Ăsta a fost la limită. Asta Ăsta a fost la limită. Hai să vedem. Dar chiar și așa. acum un an. Nu, no, au greșit aici, aici au greșit. Bine, statisticile da, sunt da, pe acolo, dar oricum, uite, acum 4 ani. Da, nu mai am un clip bun, deci în primele 30 de clipuri n-am un clip din ultimul an. Pe bun Da. Bă. Deci ca să vă dați și eu zic că am mai făcut și clipuri bune anul ăsta. Uite, Om, acum amice, 4 ani acum, ani, acum 3 ani, acum 2 ani. 5 ani. Un deci an an ăsta. -au, a, ăștia au fost care. Deci asta a fost clar, deci asta a fost pe locul. 1. Da, da, da. Ăsta da, e... a fost cel mai bun clip al meu. 520 de ga. Ba, da, da, nu rest? erau 520 de ga, chiar nu erau. Nu erau 520 de ga, da, ăsta a mai salvat turma, să zic așa. În rest, acum mm, un an, acum mm. 6 ani, patru da, ani, în 5 rest nu mai clipuri patru vechi. ani, ce ai, băie, ești nebun. uite, unul, 7 luni avea ăla cu Betty. E, te vezi? Da, da, bă, da. E șapte... cu... păi, da, nu. Da, nu stiu ce... Știu. Da, 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 nu știu. Da, băieți, deci oficial ăsta este cel mai bun clip al meu. 520.000 de, de vizualizări. 40 de, de like-uri. amice. Bă, da, a fost A ăsta, fost ăsta, da. a fost bun. Mamă, amice, dar ce brand aveam pe mine, fii atent. Erai cam jmecher, amice. Ia uite. Ce ai cu grăsa, nu vrei să-l cam bați? Nu mai știu, dar uite ce brand aveam aici. Adică uite dacă te uiți, eram Eu bine tot și piept și spate și umeri.

Eram bine. Au tu amice, bă, hătași, că eram tank. Mamă, ce doru mie de sală, dar ne apucăm, amice. E forța, băieții, știu, nu mai gata. Revin în forță, băieți. Nu avem nimic, amice, O nimic, să ești o să mi ziceți că Dorian este ca și copilul meu acum în 2021. Țineți minte vorbele astea, de unde că parcă <laughs> văd că la finalul anului o să facă unul un TikTok cu mine gras, da? Mă Ai! Da, băieți, cam asta a fost uh, clipul nostru. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. Să sperăm că Și cam Că 2021 a fost un an cel puțin la fel de bun Cu cum a fost acesta, ăsta Că ne-a fost un an tocmai rău Și la mai voi și să, și să sperăm că, Doamne ajută pentru toată lumea 2022 o să fie un an mult mai bun Deși nu știu ce să zic Dar cel puțin pentru noi amice pe online Nu știu dar Nu știu, că, că în ultimul timp aștept Adică în, învăț să ne așteptăm la orice, amice da. Asta este, nu uitați să apăsați și voi pe buton. de like O să urmeze un clip în care vă spun Exact, care au fost problemele mele din 2021, iar noi desigur ne vedem data viitoare. Papa! Pa. Pa.